colegi, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați răspuns cu prezența la prima ședință. Prima ședință din 2017 și să dăm curs ordinei de zi. La punctul numărul 1 avem aprobarea procesului verbal al ședinței din luna decembrie 2016. Așa, avem 12 proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Răcăciuni pentru anul 2017, inițiator primarul Comunei. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea domeniilor și locurilor de desfășurare activităților în folosul comunității, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind întocmirea raportului de evaluare a activității secretarului Comunei Răcăciuni pentru anul 2016 de către primarul Comunei Răcăciuni. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind primirea UAT Onești în calitate de membru ADIB și a modificării actului constitutiv al statutului acestuia. Punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul ADIS Bacău, inițiator primarul Comunei. Punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 8 la contractul de închiriere numărul 632 din 5-3-2001 cu doamna Ferraru Maricica. Punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 4 la contractul de închiriere numărul 256 din 24-3-2001 cu domnul Mihailovici Petrea. La numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiator primarul Comunei. La punctul numărul 11 avem proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Răcăciun în AGA pentru salubrizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor de operare și instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Răcăciuni. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 pentru cei de la legea 416. La punctul 14 avem la diverse cererea numărul 357 din 18-1-2017 a domnului Gheorghe Valentin de la Fundul Răcăciuni în legătură cu incendiul care a avut la începutul anului. Cererea numărul 9511 din 28-11-2016 a domnului Paul Gheorghe, expert, care este expert pe probleme cu romii în cadrul aparatului de specialitate al primarului Răcăciuni. Adresa numărul 167 din 10-1-2017, Asociația Egal, Cetatea Tamsidava. Adresa numărul 37 din 16-12-2016, a Autorității Teritoriale de Ordine Publică și adresa numărul 802 din 29-11-2017 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România. Așa. Zic că la procesul verbal să nu-l citim. Îl citim repede. Dau o citire procesului verbal. Nu a fost lungă ședința. Deci, în 14 decembrie ați fost convocați, a participat la ședință extraordinară a Consiliului Local Răcăciuni. Au fost prezenți 13 consilieri din 14 consilieri locali în funcție. Ordinea de zi a fost rectificarea bugetului comunei.
și aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017. Iar la diverse a fost adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău privind rețeaua școlară pentru anul școlar 2017-2018. Ordinea de zi a fost supusă la vot, aprobată cu unanimitate. Primul punct, proiect de hotărâre aprobarea rectificării din raportul compartimentului de specialitate întocmit de doamna contabil Bănuță Cristina. Au rezultat adresele pe baza căruia a fost făcută, propusă rectificarea de buget. În luna, printre care se menționează că în luna decembrie 2015 școala gimnazială Răcăciune a primit suma de 10.000 de lei sponsorizări, sumă ce va fi cheltuită în anul 2016 pentru achiziționarea punguților de Crăciun pentru copiii din unitățile de învățământ. De asemenea, doamna consilier menționează că a primit în dimineața zilei respective o adresă de la Consiliul Județean care a fost prinsă, care nu a fost prinsă în propunerea de rectificare transmisă domnilor consilieri în documentațiile pentru ședință, dar care se va regăsi în anexa la rectificarea bugetului. Domnul consilier Munteanu Gheorghe întreabă dacă sumele din această adresă au fost prinse inițial în buget. Domnul primar răspunzând că doar o parte din aceste sume. Domnul consilier Danu Romeu întreabă la ce se referă suma de 45.000 de lei de la capitolul învățământ și dacă această sumă reprezintă cea necesară pentru achitarea diferenței de 10% oprită din salariile pe luna noiembrie la cadrele didactice. Răspunsul este că această sumă, din această sumă se va achita și diferențele rastante la salariile cadrelor didactice, precum și contribuțiile aferente. Nefiind alte discuții sau obiecțiuni, acest proiect de hotărâre este supus la vot și cu 13 voturi este aprobat. Punctul următor pe ordinea de zi, aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice. Din raportul compartimentului de specialitate rezultă prevederile legale în speță legea 188/1999, prin care autoritățile publice locale aprobă prin hotărâre de Consiliu acest plan de ocupare a funcțiilor publice. Nefiind discuții, planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 este aprobat cu unanimitate. La punctul diverse, adresa Inspectoratului Școlar Județean, domnul primar menționează că legea 1/2011 a învățământului prevede ca la fiecare sfârșit de an să se stabilească rețeaua școlară pentru anul școlar în speță 2017-2018. Pașii care vor fi urmați sunt: se solicită avizul conform de la Inspectoratul Școlar în baza unei documentații și unui raport argumentativ. După obținerea avizului conform, în ședința de Consiliu Local se va aproba prin hotărâre rețeaua școlară pentru anul respectiv. Se stabilează propunerea și domnii consilieri sunt de acord cu adresa trimisă de școala gimnazială. În continuare, tot la punctul diverse, domnul consilier Cocrea Costel trage un semnal de alarmă în legătură cu drumul spre școala gimnazială numărul 1 Răcăciun, care este trăbătut în fiecare dimineață de elevi pe jos și este de asemenea foarte circulat și de mașini, iar în acest moment este plin de gheață și zăpadă și pot apărea accidente grave. Domnul primar spune că deja a luat măsuri în acest sens și se va începe la desăpezirea lui și aruncarea de nisip și sare. În continuare, domnul primar solicită cuvântul menționând: preotul Gustavo, reprezentant al Fundației Sfântul Ioan Calabria, ne-a adus la cunoștință intenția de a organiza la sediul Fundației un centru after school pentru copii din comuna Răcăciuni și doresc să le asigure acestora și o masă caldă. Domnul primar propune ca în bugetul pentru anul 2017 să se aloce o sumă pentru a ajuta să înceapă această investiție. De asemenea, domnul consilier Munteanu Gheorghe propune ca în bugetul pentru anul 2017 să fie alocată o sumă prin care școala să acorde copiilor cu rezultate excelente la învățătură burse de merit. Domnii consilieri consideră că cele două propuneri sunt utile și se vor avea în vedere la întocmirea bugetului pe anul 2017. Având în vedere că pe ordinea de zi nu mai sunt alte probleme, domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței de astăzi, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Supuneți la vot. Dacă sunt da, obiecțiuni. Da, da, să... N-am, nu n-am fost supus. Tu n-am fost atent. Da, supun la vot de prima dată ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Și acum supun la vot procesul verbal. Deci, cine este pentru? Unanimitate.
Dacă îmi permiteți două secunde, în legătură cu avizul, pentru că tot am fost aici, deci de la Inspectoratul Școlar Județean ne-a fost trimis o adresă și au constatat că rețeaua școlară din anul 2016-2017 este identică cu propunerea făcută pentru anul școlar 2017-2018 și ne-au confirmat că în anul școlar 2017-2018 rețeaua școlară va funcționa conform hotărârii din 28.2016, adică conform hotărârii prin care a funcționat și în acest an școlar. Nefiind modificări, deci vreau să vă aduc la cunoștință de ce nu mai aprobăm o nouă hotărâre, pentru că nu este necesară, este aceeași cu cea de anul școlar care suntem acum, anul școlar 2016-2017. Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 2, primul proiect de hotărâre, privind aprobarea statului funcțiilor și a organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Lăcăciuni, pe anul 2017. Au fost trimise, ați primit acasă documentația. În fiecare an, la începutul anului, la propunerea primarului, Consiliul Local adoptă statul de funcții și organigrama. Din raportul de specialitate ați constatat care au fost ultimile modificări aduse, pentru că pe parcursul anului or să mai apară modificări, dar acestea sunt ultimele modificări și aveți exact structurat în schematic, în anexa la proiectul de hotărâre, funcțiile, denumirea personalului și tot ce este pentru funcționarii publici și funcționarii contractuali. Deci, să punem la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului? Cu unanimitate, mulțumesc. Trecem la punctul numărul 3. Acest punct este vorba despre cei care prestează muncă în folosul comunității. Și Dar vreau că sunt notezi și la Inspectoratul Școlar. Nu țin, în două secunde, mă, că după aia uit. Inspectoratul Școlar. Dar e vorba de acele persoane, să-ți confunde termenul. Care este certat cu legea și trebuie să preste. Nu, legea. E vorba că ei au fost anchetați, au trecut prin instanțe. Instanța a hotărât de, ca să nu le dea condamnare, să muncească în folosul comunității. Și automat, noi suntem obligați la nivelul primăriei să avem... Deci există sentințele penale prin care se stabilește obligația de muncă neremunerată în folosul comunității, în speță pentru persoanele care au o sentință penală și au domiciliul în comuna Răcăciuni. Ordonanța de urgență a Guvernului, 55. Imediat vă spun, 55 din 2002, privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, menționează la articolul 2 și articolul 13 că Consiliul Local stabilește prin hotărâre domeniile, serviciile publice și locurile în care contravenienți vor presta activități în folosul comunității. Din documentele pe care le-ați primit, au rezultat propunerile domeniilor în care aceste persoane să desfășoare activități. Da? Dacă aveți de completat domeniile, dacă considerați că mai sunt lucruri care pot fi prestate, avem până acum dosare transmise de instanță, da. Ei pot face, se prezintă la noi, merg întâi la poliție, după care se prezintă la noi, noi le punem la dispoziție un program de lucru. Dar lucru ăla trebuie navigat, pentru că să le-și persoana să lucreze în anumite... Dar există un regulament, domnul primar, stabilit. Am întâlnit cazul dintre astea, deja avem la Gheorghe Doja. Dimineața se prezintă la profesor sau la directorul de profesor de serviciu, care le-am încălărat. Da. Când nu pot lua să-l transport de la Doja la Răcăciun. Mi-a venit dacă sunt la Răcăciun, o să-i folosim acolo. Dacă sunt pe Răcăciun, îi folosim pe Răcăciun. Pirează comunitatea, deocamdată, da. Ei, să știți că sunt chiar
au inițiativă și chiar vor să se prezintă, vin, respectă ceea ce li s-a trasat ca și sarci în sensul de lucru. N-am avut probleme, au fost și verificați. Acum trebuie să aprobăm ceva unul. Da, dacă unul. Dacă se vină, dacă unul de vin, doi. Asta rămâne de văzut. Dacă se prezintă, noi trebuie să avem aprobat un program de lucru pentru acest. Deci, aveți ceva completări la... Da, atunci, dacă nu mai e nicio modificare, supun la vot proiectul de lucru. Cine este pentru? Unanimitate. Dacă mai puteți să semneze și domnul... Așa, ca să le pun la locul lor, să nu le dați și să semneze, vă rog. La punctul 4 este vorba de raport de evaluare. Proiect de hotărâre privind întocmirea raportului de evaluare a activității Secretarului Comunei Răcăciuni pentru anul 2016. De către primarul Comunei Răcăciuni, inițiatorul primarul Comunei. Aici așa... știți că ați primit sau ați aprobat, nu? Am aprobat. Dar deci în fiecare an, dacă îmi permiteți, dumneavoastră îl împuterniciți pe domnul primar să-mi întocmească raportul de evaluare. Atât funcționarii publici cât și personalul contractual, la firele fiecărui an și în speță în luna ianuarie pentru anul trecut, trebuie să aibă întocmite rapoarte de evaluare pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului. La mine este diferit și dumneavoastră trebuie să-l numiți pe domnul primar să-l împutericiți pentru întocmirea raportului de evaluare a activității desfășurate de mine. Secretarului pe Comunei Răcăciuni în anul 2016, da. Așa, cine este pentru numirea raportului? Deci, unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 5. Deci este vorba de primirea în acelor daonești, în calitate de membru la ADIP și modificarea actului constitutiv al statului statutului acestui. E vorba de primăria Onești, care vrea să fie inclusă și în ADIP. ADIP. Și dacă suntem de acord, ca să facă parte din... Așa. Deci asociația de dezvoltare... Da, iertați-mă, eu chiar nu înțeleg. Ce am eu Consiliul Răcăciunii? Am văzut de care facem membri. Noi facem... Stați, să ne înțelegem, lăsați. Încet, nu săriți, Iubi, să-mi explicați. Eu am întrebat, care este calitatea Consiliului Local Răcăciuni pentru a permite sau nu permite Oneștiului, unității teritoriale administrative Onești, să intre în ADIP? Asta era întrebarea mea. Faptul că eu aprob la punctul 4 al acestui proiect de hotărâre ca domnul ministru să facă parte și să voteze pentru sau împotrivă, da, sunt de acord. Dar nu pot eu să spun dacă vreau sau nu Oneștiul să intre. Da, pentru că nu împuternicitul asociația... meu hotărăște acolo. Ba da, dar împuternicitul dumneavoastră trebuie să aibă acordul dumneavoastră. Păi, dragostea mea, eu am spus articolul 4, sunt de acord să votez, dar nu articolul 1. Stai, doamna secretară. Domnul consilier. Vreau să mă lămuric. De ce eu am calitatea asta? Este constituit din mai multe unități administrative. Știu, dragă, știu, dar care e calitatea mea de a hotărâ sau nu? Teritoriale sunt împuternicite prin reprezentanți de către consiliul local. Și ca să faci membru din ADIP, trebuie să-ți dea acordul membrii din ADIP. ADIP-ul sunt toate unitățile administrative teritoriale care sunt desemnate de către consilii locale. O persoană ca să facă... Nu e logica în loc. Nu există logică pentru ei, dacă așa este. Dar dacă citiți regulamentul... Eu am spus articolul 1, nu sunt de acord. Articolul 4, da. Vedeți? Că eu nu ridic mâna în ADIP acolo. Ridică el mâna. Da, el votează. Eu sunt de acord să-l împuternicesc, să spună dacă sunt de acord sau nu. El se duce cu cuvântul nostru. Da, el se duce acolo cu cuvântul nostru că suntem de acord. Dar nu poți să-mi spui mie articol să hotărăsc sau nu. Că eu dacă nu sunt de acord cu articolul 1, cade și articolul 4, domnule, de la acest proiect de hotărâre. Dacă eu nu sunt de acord cu articolul 1, dați-mi voie să vă spun. Dați-mi voie să vă spun. Dacă nu sunt de acord cu articolul 1, articolul 4 ce face? Dați-mi voie să vă spun. Asta vreau să vă spun eu dumneavoastră. Lămuriți-mă ca om, ca persoană, să înțeleg. Proiectul de hotărâre. Dar dacă așa este, așa face. Poate
poate proiectul de hotărâre nu este redactat corect. Articolul 4 nu trebuia să facă parte din acest proiect și să făcea un alt ba, articolul 1 n-avea ce căuta în articolul 1, separat de articolul 4. Articolul 1 n-avea ce căuta în acest proiect. Dracolo. Eu sunt de acord cu articolul 4. Du-te, domnule împuternicit a UATP, UAT Rătăciun, și spune da, din partea noastră. Și noi consemnăm aici că da, și primirea, dar n-am ce căuta cu articolul. Deci primirea ca și la gal, domnul profesor, ca și la gal. Suntem de acord, scrim în procesul verbal, dar nu ca articol, Trebuie hotărâre. Deci eu sunt de acord, eu Consiliul Local sunt de acord, e una, prezint în fața, și după care eu puternicesc să mă reprezint. Persoana e altceva. E o puternicire. Bine, așa e. Trebuie să dea că scrie n-am reușit. Supun la vot. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind primirea Oanești. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniu adis Bacău. Inițiator primarul comunei. Vorba de cotizația pe anul 2017 la Adis Bacău. Da? Cotizația pe anul 2017 anuală este cât edicta 2015. Asta este prevăzut în fiecare an. Da? Da? Spune la vot proiectul de hotărâre privind numărul 6. Punctul 6. Supun la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? Unanimitate. Deci, punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Ajustare. Inițiator primarul comunei. Ați primit acasă hârtiuțele. Deci nu este vorba de taxa comunală, este vorba de taxa... Pentru... Se reduce TVA-ul și se reduce și automat și cuantumul de bani, de la 2 de mult. Punctul numărul 7. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate, da? Dar nu fiind ideal. 7. Unanimitate, da? Da. Noi am pus la 3 ani, ca să nu mai dată. Spun acum că... Nu, dai cu domnul. Așa. Avem la punctul numărul 8 și punctul numărul 9, aceleași contracte diferite, deci prelungire de contract, dar cu act adițional, să nu se mai facă în fiecare an prelungire de contract, să facă la 3. Ce prinde contractul ăsta, ce tarif îi plătesc cei 2 chiriași? Vrem să știm ce... Dar numai că în fiecare an, conform contractului, sunt indexate cu rata inflației. Prevederile, uitați mai jos, prevederile contractului rămân în vigoare, doar atât. Deci, prevederile cu rata inflației din contractul inițial rămân în vigoare. Vedeți că în actul acțional mențitelele de prevedere al contractului... În 2001 și actul acțional suntem în 2007. Da, dar în fiecare an ele au fost prin act adițional. Ce anume să întreb? Ce anume să...
Da, dar pe preț, valoarea lui, a contractului, rămâne valabil aia. Valoarea lui, chirier, cât este chirier. Când intră în vigoare acesta tradițional, la ce dată intră în vigoare? De la, nu știu, stai să vedem unde am scris. De la, nu, punctul cum. Păi de când soi, vedeți că e ceva des momentul, ei au fost de la an la an până la 31 decembrie anului respectiv. Și acum iarăși 3 ani până la 31. Ianuarie 2017, da. Perioada de valabilitate. Dumneavoastră spuneți. Nu, în actul acțional, ăsta nu este. Nu, o scăpare. O scăpare. Nu, nu, spuneți. Deci eu notez și se modifică. Deci ce anume? Deci, în primul rând, a se preciza data intrării în vigoare, așa. Prețul de contract. Care este valoarea contractului? Păi chirii. Atunci ar trebui să... Până la data de 31.12.2009. Durata de valoritate se prăjește cu încă 3 ani. Am spus din de când intră în vigoare. De la data semnării. Așa e corect. Prindem o dată. Prindem. Trebuie să existe continuitate, de când să-i trebuie continuitate, de când s-a încheiat până... Da? Nu, dar prindem, că nu, nu e nicio problemă asta, da? Domnul e chiriaș, au problema că și s-au expirat contractele, începând cu 1 ianuarie, nu pot să renuiască contractele la energie. Nu, ăștia doi cel puțin care aveți acum dumneavoastră, au făcut an de an, pentru că altfel de trebuie lumina. Ei au venit, au oprit pe stradă și mi-au zis, trebuie pentru că nu poate să închei contractul la EON. Așa. Nu are contract valabil. Așa. Deci noi prelungim, ducem așa. Până la... Au fost aceea... Nu știu, acum care... Au fost aceea acțiune făcute către EON pe raza comunii, în care fiecare proprietate vrea să vină cu contractul pentru reînnoirea... Mă rog, actul de proprietate pentru renoirea contractului. Și aici se regăsește și ei, pentru că trebuia să vină cu actul, erau actul... Deci, Nu mai prind un articol? Nu aveți o adresă de la statistică primită pe a noastră? Ba da, e zero. O primim acum. Acum numii, deci stați așa ca... Adresa de la... Asta e un alt adițional, poți să pun adresa de la statistică. Dar de ce nu? Păi cum? Păi dacă era pe plus, nu treceați în... Nu adresați în adresa noastră. Nu. Deci eu în contractul... Vreau să spună că trebuie să trecem prețul câinii, rămâne la fel. Asta vreți? Pe dacă nu se modifică actul adițional, presupune orice clauză care este să modifică. Se modifică atât actul adițional, de asta fac actul adițional. Referitor la modificări. Da, dar iarăși, da, nu o să știm anul ăsta. Dacă se modifică... Se știe că au fișa fiecărui imobil și modul de calcul la contabilitate. Dacă îmi permiteți, neclaritatea apare așa. Contractul a fost încheiat în 24.1.2001. Exact. Da, dumneavoastră îmi spuneți că el, că acest act adițional va înceta și va înceta. Păi, dar știți dumneavoastră, eu vreau să le văd în actul adițional pe care eu l-am aprobat. Spuneți că actul adițional, dar nu e așa. Celelalte prevederi rămân valabile sau nu din contractul inițial? Păi trebuie prins și asta. Asta scrie aici, gelul scrie. Dar este prins. Uitați, uite aici. Iar celelalte prevederi rămân neschimbate. Doamna juristă, dați-mi voie puțin. Ar trebui până la actul adițional numărul 7 să vă trecem de fiecare dată toate modificările. La ce? Păi era adițional numărul 7, care modifică, pe ultima oară și atâta. Înțelegeți? Ideea de care este chiria anul ăsta. Sau care a fost pe 2016? Păi dacă nu se modifică clar... Care a fost ca sumă? Dar ce vreau să fie în sfârșită, doamne? Dar rămâne la fie în sfârșită, bă, nu e așa de chiria la sfârșită. Are 1 lei, 2 lei pe lună. Din vedere juridică, adică cum se trec, nu se modifică nimic. Asta vă dorim asta. Dacă se modifică... Adițional, apare în momentul în care a fost modificat... 2016 a fost de, și atât. Un act adițional apare în momentul în care apar modificări la contract. Dacă... Are 50 de lei. Vreau sumă. O sumă, dar o cifră. Din punct de vedere juridic, unde trec eu suma asta? Aici, în contract. Aici, să știm și noi ce aprobăm. A, puteam să trec... Da, aici, un informare, un raport de la contabilitate. Da, asta e în regulă. Uitați, acum sunt și ne aduce la amândouă contracte. Acum face calcul și le lăsăm la sfârșit. Trecem mai departe. Dați-mi-o la doamna juristă, doamna... Contabil să facă calcul la...
Deci vă interesează la data de astăzi ce, ce chirie au ei? Da, cred că mă mărește la una la trei. Păi, atunci ar trebui să lăsăm un film anual, să modificăm anual. Atunci cum facem? Deci aici se cere să nu se mai facă contract de anul la anul. Și dată la trei ani. Știu. Păi da, dar să înseamnă că o să trece peste 3 ani, fără să avem... Ultima dată când s-a făcut actul național precedent, care e? Păi și atunci ce zici, noi modificăm la 3 ani, valabilitate 3 ani. Păi începând de acum, Geo, nu se mai face de anul la 3 ani. Să facem o dată la 3 ani, chiria. Dar pentru, nu știu dacă anul trecut sau la cât, să știți că nu există perioadă în care îmi spune pentru un chirie. Păi ascultă-ți-vă ceva, de începând cu anul ăsta trebuie să facem din 3 în 3 ani. Nu mai facem anual. Nu mai facem anual. Și dacă se modifică inflația? Păi tu nu trebuie să-i faci. Păi tu nu înțelegi, ascultă-mă puțin, dacă nu vorbim aceeași limbă. E, are niște bani să-mi dea, conform contractului. Da. Pentru că eu vreau să spun ceva. În raport este specificat foarte bine că e la plata cu zi și în ce dată a făcut omul cerere, pe 28.1.2017, a făcut cerere ca să poată să fie prelungire. Iar aici, dacă e acta adițională la contract, contractul merge, se derulează în continuare, până la 31 decembrie 2019. Bani de mine numai cererului, că contractul calculat cu data inflației. Nu, dar la cererea aia trebuia prinsă și chitanța la zi. Păi e plătită, dragă, dar de ce ce interesează suma? Plățile la zi a chiriei au fost depuse în conform cu chitanța 1999. Păi, dar ești cu urmă, dar ce te interesează chestia? Păi, dar te-au plătit omul, mă, cu chitanță, tu nu vezi cum plătit cu chitanță. Dar de ce trebuie să o vezi? Eu consider... Trebuie să fac un comparativ pentru următorii 3 ani. Nu poți. Eu nu pot să fac decât act adițional de prelungire, atât. Nu pot să intru pe detalii de contract. Dar cine nu îmi dă voie ca să nu intru și în altă? Nu, dragă, dacă spune omul clar că a achitat cu o chitanță, ar dă și numărul și data. Și tot, nu, e la zi cu plata. Te interesează și care e suma? În cererea lui el și scrie ce el interesează. Corect, dar aici așa în raport, ai citit raportul? În raport spune clar că și-a achitat datoriile cu chitanța numărul, la zi, nu are nicio penalitate. Domnul Cocrea vrea să știe și ce înseamnă închidanța aia, câți bani au primit. Dar cu actul ăsta adițional undeva la... Mă interesează la nu știu unde. Pe mine nu mă duc cu raportul. Chestii personală, dacă e plătită la personal. Nu mă duc și ăsta e oglinda. Cum am plătit? Dar nici nu interesează câți bani a plătit el cu închidanța 191. Poate a dat 2 lei pe 3 ani. Dacă am contractul de cealaltă 2001, ai o sumă. Păi dar îți spune raportul. Cine și asumă responsabilitatea raportului. Spune că nu are nicio chestiune. Nu are nicio chestiune. Dar așa se face un act adițional, din contractul inițial. Păi dar să scrii, din contractul, din chiriere, numărul, păi scrie, domnul, din, va avea un conținut, durata de valabilitate. De comun acord au hotărât modificarea unor prevederi din contract. Scrie în ante. 256. Nu scrie acolo. Act adițional numărul 431-11-2017 la contractul de închiriere, numărul 256 din 0201-2001. Da. Nu scrie la care contract, e act adițional. Și unde am trecut eu mai departe asta? Pe unde am trecut? Păi actualizat. Ia un leu. Așa se vede. Deci care suma? Păi eu nu văd ce impedimentul ăsta ca să trebuie bani. Stai, deci eu mai vreau să cere. Vine cu valoarea. Valoarea de care trebuie. Păi dar de ce? Dar de când tot vă spun? Păi nu, eu am înțeles, dar eu vă explicam de ce am făcut așa. E ca și cum asta spus. În momentul una. Chiria este valabil împreună cu contractul inițial și toate actele adiționale. Eu vreau să văd anul ăsta, limitele de inflație, este pe plus sau minus. Am înțeles. Dumneavoastră, dacă faceți așa, asta înseamnă că nu vom putea încheia pe 3 ani, pentru că vom face o clauză pentru 2017, la anul, dacă doriți așa, va trebui altă modificare. Păi și la anul, dacă se modifică, trebuie să faceți o lege. Nu o ia de la capăt cu toate celelalte. Vă spuneți că modificările pe aici este un contract. Un contract încheiat în baza acordului de voință a ambelor părți, da? Dumneavoastră spuneți că vreți să trecem și modificarea asta și o facem. Gata, nu mai e în dați, scuzați, gata, mulțumesc. Mulțumesc. Care trecem la cele două apartamente, la Mihailovici?
luna este 83 de lei și pe anul 96 de lei pentru 85 de metri pătrați. Are un apartament. 83 lunar, 996 anual, pentru 85 pe 39 metri pătrați, un apartament. Iar la doamna Ferrari e vorba de o garsonieră, 44 de lei lunar, 528 anual. Asta e capul, asta vreau. Deci în raportul de atașată nu, să mă duc la domnul Munteanu, la articolul care prevede plata chiriei din contractul inițial, pot să menționez articolul. Punctul putare din contract are următoarea valoare pentru anul... Cum anul 2017-2019. Știu în 2017 ce calcul va face la contabilitatea mai dar timp se există un PPT de se indexează la contractele, să arată în de ce e aici? Noi supunem la vot. Să nu se mai facă contractul anual. Se facă o dată la 3 ani. Se încheie pe o durată de 3 ani de zile. Suntem de acord să închiriem garsoniera pe 3 ani, ca noi la anul, pe data de, să zicem, 30, trebuie iară să renuim contractul. Deci să fie perioada de 3 ani de zile. Dar care este răsuiectul pe 3 ani și nu rămâne anual? Și dacă nu vreți, rămâne anual. Care este problema? Rămâne anual, să nu mai facem hârțogăraie din anul ăla. Că doar suma e aceeași. Și greu tare că se... Nu e, dar e nicio problemă, dar n-am zis că trebuie să fie pe 3 ani. Nu vreți, nu... Și de ce s-a ales 3 și nu 5? De ce nu 5 și nu știu cât? Dar atunci înseamnă că nu lasă un acord. Dacă dumneavoastră vreți 5, pune pe 5 ani. Dar 3 și tu înflați anul ăsta, în 2016, în 2017 este altă valoare. Și tot așa, fiecare an. Poate contractul mai departe, dă-s-o lui cere mai mult de un an, că se duce pentru eu om, pentru asta, care are un cuvânt. Ori timp 3, ori timp 1 an, iar că se duce cu contractul în ziua aia, contractul trebuie să fie valabil. Valabilitatea contractului la data prezentării. Asta e tot. Eu, domnul președinte, eu propun, știți ce se întâmplă? Eu propun să modificăm nu 3 ani, să mă dăm un an, pentru că atunci intrăm și în ceea ce spunea domnul coleg Gelu, nu ne mai interesează inflația, ea vine automat, intră în ea și la anul o să va calcula din nou. Deci să nu aprobăm 3 ani, să aprobăm un an. Și atunci totul vine de la sine, adică legea... O să fie greu, să fie greu. Și până la voce ne rămâne... Trebuie să meargă la EON de fiecare dată, să renoiască contractul... Nu ne renoiește, nu ne renoiește. Ba da, domnule. Eu fiind chiriaș, în fiecare an trebuie... Pentru că expiră contractul la un an. Da, nu știu, el toate trebuie să-și le reiei de an de an. Asta la 3 ani și data inflația anulează. Păi nu, anul. Noi supunem la vot. Ce am putut eu, nu mai e. Da, dar de aia, de ce an de an trebuie să renunțe asta? Poate face o mod de drumuri la bancă. Și atunci, deci rămâne să închiriem pe 3 ani de zile, cine este pentru? Stați un pic, pun o întrebare, poate greșesc. Proprietarul este primăria Comunei Rătăciun. Da. Dânsul s-a face contractul pe curent? Nu. Sau chiriaș? Chiriaș. Chiriaș. De zile. Am spus punctul numărul 8 și punctul numărul 9. O să mai fie foarte multe contracte, da. Ce am dorit, prezentăm contractul de ce jucă. Asta e o unanimitate, doamna secretar. Așa, punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul... Da, imediat.
care de poziție privind de, avem punctul 10. Privind de modul de implementare a proiectului sistem integrat de management a deșeurilor solide în județul Bacău, inițiativa primarul comunei. Și l-a spus pe doamna secretar care da, a semnat acolo și între timp de ce este vorba tot de Asociația de Dezvoltare pentru Salubritate, din care, la care Comuna Răcăciuni este membru și prin adresa transmisă, nu mai puțin să verific aici, prin adresa transmisă de Adis Bacău, se menționează că județul Bacău la ora actuală implementează prin proiect cu fonduri POS Mediu, sistemul integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Acest proiect a fost obținut printr-un contract de finanțare din 2011. Conform prevederilor ghidului din acest proiect, unul din documentele suport atașate este cererea de finanțare la care toate unitățile administrativ-teritoriale care fac parte din, din ADIS trebuie să fie de acord. S-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordată problematica gestionării deșeurilor, atât pe plan urban, cât și pe în zonele rurale. Soluția pe care au găsit-o ei a constat în construcția celulei 2 a depozitului, construcția unei stații de transfer și stații de sortare și compostare pe amplasamentul din Onești, construcția unei stații de transfer pe un amplasament din localitatea Berești al Zlău, unei stații de transfer pe un amplasament din Găiceana, achiziționarea de echipamente, de unități de compostare individuală și echipamente suplimentare pentru optimizarea instalațiilor de deșeuri. Având în vedere cele precizate, adresa comună a Consiliului Județean Bacău și a unității de implementare a acestui proiect din cadrul ADIS, consideră oportună aprobarea actului adițional numărul 2. Actul adițional numărul 1 a fost aprobat în anul 2010, iar noi am aderat la acest adis în anul 2008. Da? Deci se aprobă actul adițional numărul 2 la acest proiect, respectiv sistemul integral de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Da, supun la vot cine este de acord cu aprobarea actului adițional. Uitați pe asta puțin, vă rog frumos, mulțumesc. Da, am picat. E mult de mult? Da. Nu, mai avem 11, da. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Răcăciuni, adunarea generală asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, să voteze modificarea și completarea comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de legare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Da. Deci, tot ce se află... Ați văzut, da? Drumuri, valoare, coduri. Domnul, dați-mi și mie semnătură că ați fost trase mai departe. Supun la vot cine este... Pentru? Pentru punctul 12. Thank you.
Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoane majore, apte de muncă din familie beneficiate de ajutorul legea numărul 416. Deci, a citit ce desfășoară ei pe... Beneficiarii la 416 care beneficiază de ajutorul social. E un plan de acțiune, mai bine zis, a celor care prestează această muncă. Și am folosit la Dacoan de Rapan, la curățat, trebuie mai văzut prin localitate, ba, prin asta, domeniul public, pe, la curățat șanțuri, la intervenții de... Până când și la intervenții de natură, incendii, calamitate, chiar și la Gheorghe Doja, am scos în sfârșit la fermă, când am fost amlecă, aluvinul îi scos în DR2. Trebuie aprobat acest plan pentru... Dar în fiecare an să se pune la treabă. Ei sunt prin dispoziție verificați și controlați de către personalul de la asistență socială, în speță cei trei funcționari care sunt acolo, printr-o altă dispoziție atribuită și către domnul viceprimar, în care împreună ne completăm să verificăm lucrările care le fac. Fiecare zi vin, fac prezența, îi mai punem. Acum, spre exemplu, am pus la spart lemne, am 3-4, ei au diferă de la 3 la 4 zile, diferă de la familie la familie, ca și venituri. Sunt familii care au câte 4-5 copii, fac câteva zile și soțul sau chiar și soția, dacă e și nu poate să ajungă. Deci se completează. Eu, din câte și dumneavoastră puteți să confirmați, i-am pus la treabă să spun că nu fac treabă, dar noi suntem mulțumiți, nu foarte mulțumiți, dar mulțumiți, pentru că răspund la cerurile noastre, răspund la chiar și la școli. Am avut la tuns, la iarbă, la curățat, la spart lemne, la căpar, la dat zăpada. Chiar și în anul ăsta am dat zăpada pe la bătrân prin localitate, acolo unde acei bătrâni nu au moștenitori și unde se implică dacă se implică să fie necesar dat ajutorul. Da, cam asta e. Dacă aveți întrebări. Ce pe care ar fi, ar fi chestia cu că nu participe persoane minore. Da, nu, decât cei care au fac prezența. Nu mai persoane adulte. Mai întâmplă. Dacă aveți un astfel de... Da, așa, asistizați-ne. Bravo! Chiar persoane care vorbine să fie... Dacă aveți asistizați... Mulțumesc! Da, supun la vot cine este pentru punctul numărul 13. O nelămurire. Cam câte persoane sunt în comuna Răcăciun? Beneficiare? Da. Sunt undeva la, nu știu, 48 sau 58. Cât? Nu, nu comună. 100 și ceva. Nu, unde în comună? În comună? 100 și ceva de persoane. Da, ne-au luat. Dosare, domnul Ivan, dosare, adică familie. Păi astea sunt 100 și ceva de dosare. 20 sau 30 de dosare. Așa. Că persoane sunt... Ce să faci? Vin într-un net putem? Răcăciuni, Gâșteni, Fundul Răcăciuni, deci Gâșteni nu le-a cei mai mulți sunt Fundul Răcăciuni și Fundul Răcăciuni. Dar nu au venituri, domnule scoții legale, să știți ca să vă lămuriți pentru un singur lucru. Noi lunar cerem celor de la Direcția de Muncă, Bacău, și în speț, dacă au venituri sau dacă realizează venituri în altă parte și ne se transmite. Avem rapoarte lunare în care spune, noi cerem, dăm datele, adică dăm către Bacău, Bacău ne răspund, aveți sau nu aveți. Și dacă avem, ne dă nominal, persoana respectivă cu CNP-ul, da. Și automatic se împlinde, se taie dosarul. La JU femei, mai merg cei care sunt apți de muncă, merg Ei sunt obligați să meargă să-și reînnoiască, să-și pună vizele. Se suspendă dosarul. Cei de la șomaj nu le pune vizele, dacă nu-i personal în față cu buletin, nu le pune fără. Corect, dar am întâlnit cazuri, am avut cazuri în care, un caz sau două, în care deci am avut propunere pentru angajare la Bacău. Și eu nu mă duc.
Tu te duci și stai ajutor social, în stai ajutor social. Bun, zdrav, dragon, la treabă. Eu a zis că nu... Nu știu ce la Dumbrăveni aveți pe cineva, cineva și curățenie. Păi toată echipa... Să dați cu ce pe Dumbrăveni. La Comunul Dumbrăveni sunt două doamne care super, a curat fiecare luni. Dar Dumbrăveni nu face mare. Nu, că știi care e chestia. Cele care însă au copii, deci... La Dumbrăveni mi se pare că sunt două femei care au copii sub 7 ani. Deci de ce nu fac curat? Nu pot. Deci după ce își împlinește cu ăsta de 7 ani, are voie să... Acolo când ajunge Nea Bejan cu echipa. Păi Nea Bejan... Păi da, dar atunci ce se pune? Le iau cu armanul? O să nu mi-e piață, mă, că mi-ai spus... Care e ce e? Nu, dar el... Dar a fost Nea Bejan, a fost curat ce... La diverse. Avem cererea de domnul Ghiulca Valentin la Fondul Rătăciun. Da, am citit-o cu dumneavoastră să-l ajutăm. Două secunde, dacă dați atenție ca să nu... Doamna TV. Ca să citească. Un direct interesat și domnul consilier la Fondul Rătăciun de-ați avea asta. Avem cererea domnului Ghiulca Valentin, după cum știți, în data de 8-a, la orele 20:30, am fost sezizat, eu chiar eram pe traseu, fost sezizat de către 112, pompierii, că au luat foc casa domnului Ghiulca Valentin. E familia care a văzut-o și la televizor, a văzut și casa cum este distrusă. Bine că nu s-au întâmplat alte... probleme și norociri, că chiar au fost cursiv una după alta, în săptămâna aia am avut 3 incendii, unul la Ciucani și-a dat, la foc anexele alea, după care vă la Răcăciun la domnul Negoiță, după care la Ghiulca Valentin. Și imediat săptămâna trecută, dacă ați observat, și o să vă spun și de ce, care ar fi cauzele, și cum îi cunoaște cu toți, la Panava s-a întâmplat problema cu copiii. Ieri, la Valea Seacă, iar o ardere copiii în casă. Deci mare atenție. Adică nu e un lucru îmbucurător. Doamne ferește, nimeni nu spune să întâmplă. Dar trebuie să avem și noi un pic grijă și să transmitem către cei care îi știm că... Nu că îi știm că au probleme, că nu să te uiți în coșul omului, dar... Să mai inițiem și să le transmitem din partea noastră că e bine să-și facă o... De altfel, cum o facem și toți, să-și curățe coșurile ori de câte ori este nevoie. Pentru că punem în pericol copiii, ne punem în pericol pe noi ca și familie și după aia totul vine la primar. Eu vă spun sincer, dacă mai mor 5-6 prin Răcăciun și mai ia foc vreo 7-8 case, nu știu, n-am cum să-i ajut. Legea spune clar. În momentul în care tu, ca și proprietar, nu ai asigurată casa, că este calamitate de bani care trebuie, că este calamitate de incendiu, că este calamitate de apă, de asta, eu ca primărie trebuie să te amendez. Pentru că ești obligat să scoți asigurarea la locuință. Una la mână, a doua la mână. E bine acolo în locurile unde mergeți și în cartierele, mai bine zis, unde conviețuim fiecare, să mai mobilizezi și să le mai spune că poate din partea noastră, ca și consilieri locali, percep altfel. Noi am făcut și o campanie între asta. Chiar și la biserică am vorbit cu preoții să anunțe în biserică și ori de câte ori am avut ocazia, am făcut-o și public. E bine să curățăm coșul pentru că să ne facem o revizie la tot ce ține sistemul încălzirii pentru noi, pentru siguranța noastră, pentru că nu-ți va mai da nimeni. Nimeni nu te va putea ajuta decât tu să te poți ajuta singur. Aici e un caz mai special în care sunt implicați patru copii și familia care nu mai au, efectiv nu mai au unde să stea. N-au avut asigurare la locuință, s-a întâmplat, se poate întâmpla oricui. Noi am mers acolo, am discutat, am văzut, sunt poze, am făcut anchetă socială, nu am mai rămas cu absolut nimic, deci a rămas pe zero, tot, a rămas la... Efectiv, acum locuiește, noi am vrut să-i punem la dispoziție domnului Ghiurca, centru de zi de la Fondul Răcăciuni, dar el activând la acea asociație unde lucrează el așa, i s-a oferit și chiar domnul Laurențiu Pogar, îi mulțumesc pe această cale, eu m-a oferit să stai acolo, că acolo mai locuiesc, e ca un fel de familie, locuiesc și profesori, locuiesc și personalul administrativ și au mâncare caldă, au o chestie, o parte mai intimă, bine făcută acolo. Aici, la centru de zi, da, au căldură, au apă absolută, numai e centru de zi.
ar fi trebuit să-l dau și da, cumva, în cazul în care nu cum să vă zic, nu mai pot sta acolo, i-am supus dânsului în discuții și varianta asta. Deocamdată au rămas la opțiunea să poată duce materialele acolo, care le va primi să le depozităm în jos la grădiniță, așa, cu sub cheie, sau absolut tot. Eu vin cu o rugăminte și cu o propunere. După ce s-a întocmit acteta socială și după vista de la fața locului, parte din fundul Rădăcini, știți că care ați mai făcut parte, ați fost, cu siguranță ați văzut casa, chiar și în seara aia, chiar și după aia, vin cu o propunere ca să ajutăm această familie. Financiar din partea primăriei cu o anumită sumă. Dar nu putem, dacă vrem cum să-i acoperim toată suma, că ar fi însemnat câteva sute de milioane bune, chiar și miliarde, un miliard și ceva cu siguranță. Dar din demersul care l-am făcut împreună cu el, către ocolul silvic, către anumiți agenți, a rămas ca fiecare să-și facă. Deci, noi am dat garanția, eu am dat garanția că o să discutăm Consiliul Local și scos aprobare această cerere la direcția silvică, nu la direcția silvică, la ocolul silvic Băcescu, s-a discutat cu domnul director Ioniță, dânsul la rândul a discutat cu cei de la direcția silvică Bacău, în care au găsit un sprijin, cel puțin momentan, spunea de cât a fost, scris și verbal din partea dânșilor, se ajute cu lemn pentru casă. Ulterior, rămânând, îmi ajută asociația la care fac parte. Cei de la Calabria, am înțeles că ați dat un sac, doi de haine acolo, ce ați putut și dumneavoastră. Noi o să dăm cât putem și noi. Dar încă o dată vă repet și să știi, ca toată lumea, primăria sprijină, nu poate să facă mai mult decât trebuie făcut legal. Dacă sunteți de acord, eu am propus o sumă, zic așa, modică de 5 până la 6.000 de lei, măcar să-și poată lua acel, nu știu, materiale strict necesare să poată să îngrupeze acolo în primăvară o cămăruță unde se poate sta. Cei de la Silvic le va da lemnul, după care o să mai facem lobby, am mai discutat și la Bacău, să vedem cum facem să mai poată beneficia niște materiale. Așa că în cazul celor de la, care au fost alăcărări de la BRM, deci la Gâșteni, demersul facem, dar să vedem câți sponsori putem găsi. Noi atunci am găsit Fundația Habitat, care ne-a ajutat cu, și pe această cale le mulțumesc, Comănești, ne-a ajutat cu materiale donate de către anumiți agenți economici mari, ca să-și îngropească locuințe unde se poate sta. Acum vedem. Și el, din discuțiile care am avut cu domnul Giurca, au rămas ca până în primăvară să mai vedem unde mai batem la ușă, unde mai batem și nu la ușă, să mai poate să, cu ajutorul comunității, cu ajutorul nostru, cu ajutorul bisericii, dacă poate să-l ajute. Asta este propunerea mea. Dumneavoastră, dacă aveți, cum să vă zic, obiecțiuni, dacă vreți să faceți alte propuneri, sau dacă mai sunt idei, sau mai sunt, cum să vă zic, mai cunoașteți pe cineva care ar putea să-i ajute. Aștepți ajutorul sub formă de bani sau sub formă de materiale? Nu, din ce am discutat cu doamna jurist, sub formă de bani. Sub formă de bani, ca materiale ar trebui să merg să îi plătesc în altă parte. Deci, din punct de vedere legal, doamna mi-a transmis că este legal. Acum vreau să rămâne ca sumă, să vedeți și... Spuneți care este suma, că a spus eu am propus, de 6, am zis 5-6. Dar spuneți una, ca să o votăm. 6.000 de lei. 6.000 de lei. Bun, dar cum se va elibera această sumă? Eu asta vreau să... Doamna mi-a transmis, deci mi-a transmis că este legal. Dacă e procedură legal, de asta aș supus la... 416 și pagina 50 pe 2011, care spune că primarii pot acorda ajutare de urgență și spune în caz de calamități, incendii, accident, așa, stabilite prin hotărâri de Consiliul Local. Odată deci, ce... Nu, acum am făcut o informare. Noi nu dăm acum nici o făcut o informare, că atunci când facem bugetul, ca vedeți suma respectivă, să nu... Ca să putem inicia proiectul. Aș vrea totuși să fac o remarcă. Doamne ferește, se vor mai întâmpla. Să nu fie un precedent, adică să nu creăm un precedent. Chestia asta, eu nu sunt documentat și întreb. Lucrurile astea, da. Asigurările astea cu de incendii și nu știu ce, care sunt 20 de euro pe an sau nu știu cât. Da, facultate. Unitatea administrativă teritoriale are vreo competență pe această linie? Nu, are competență de a informa, să... și obligația de a controla care au... Aici, deci are obligația de a controla. Dacă eu controlez
poți să iau și niște. Poți să aplici amenzi. Bun, n-a să-i aplic amenzi. Eu știu ce a spus, mă sună. Dar măcar să-i... Să-l atenționez, să-l avertizez într-un proces verbal de ceva. Deci, bă, omul, de, am făcut până la anul deci, sau până termenul. Nu știu dacă țineți minte, acum vreo 2 ani de zile, am făcut o informare publică și scrisă către, la biserici. Și la biserici am făcut anunțuri publice. Acum rămân la tunea fiecăruia. Normal, să stabilim o persoană din cadrul aparatului dumneavoastră de specialitate sau cum. Nu pot să-l... Eu pot să puteți să fac cu o anumită, cu altă firmă de asigurări sau altcineva poate să facă. Important este să aibă asigurare obligatorie. Cu cine o face problema lui? La nivel de primărie, prin șef serviciu SBSU, era domnul Rebegea, s-au făcut informări scrise, cât și verbale, la întâlnirile de la adunările prin sate. Așa este, aveți prioritatea. Da. Nu, dar obligativitatea lui prin lege este să scoată asigurarea pe... Nu-i mult, chiar nu-i mult. 2 milioane. 100 de el e obligat prin lege să facă. Este informat, l-am informat. Da, dar dacă mulți nu lasă că nu facă, nu mi se întâmplă mie. Asta e problema, știți? Nu ați scris, acea persoană care este puternic. Da, eu nu fac, pentru că eu consider că nu mi se va întâmpla mie. Da, să mergem din casă în casă să facem la fiecare cât e proces. Păi nu, acolo unde consider, văd că nu se poate. Omul ăla chiar îi supus unei. Am o rugăminte la dumneavoastră. Știți că în legii, doamna juristă poate să ne confirme și ne ajute, există polița aceasta PDL, așa numită PDL, poliță de asigurare pentru dezastre ale locuinței, da. Obligatorie pentru fiecare cetățean care are rol la primărie. Da? Dumneavoastră, vă întreb, puteți să ne informați câte polițe PDL, câte roluri are primăria de locuințe și câte polițe PDL dețin locuitorii? Pentru că atunci ar putea să-l depistezi imediat, damul, n-ai PDL-ul, n-ai polița aceasta obligatorie care spune legea. Că nu e așa de mare, fraților. Da, nu e așa de mare. Iar restul, celelalte, ce vrei tu să asiguri, e treaba ta. E treaba lui. E treaba lui. E o chestie, e o muncă, una, chiar... Titanică, titanică, da, e o muncă titanică, dar în felul acesta măcar știu. Da. Vreau să vă spun ceva. Pot evita multe cazuri. Stai să vă spun ceva. Da. Între mine, care nu am această poliță, și un coleg de-al meu care are această poliță, ferească Dumnezeu, pățim amândoi la fel. Păi de ce să-l despăgubesc și pe ăsta care nu are poliță? Dacă a fost nesimțit și nu a vrut să țină la casa lui, îi dau numărul ăsta care și are mai ales că l-am atenționat. Și mai ales că l-am atenționat, bravo. Deci e chestie de atitudine, da? Eu am o atitudine pentru tine și te ajut. Dacă și tu ai avut o atitudine de respect. Și tu ce am zis? Păi și ca primărie, exact. Să vezi pe casa. Când vine cu impozitul, să vină și cu o copie. Domnul primar, uitați o idee nemaipomenită. Vine să-și plătească impozitul, să aducă și o copie Xerox după PDL. Ce mare vrând. Nu știu dacă în lege există. Dar o facem ca o hotărâre de consiliu local. Verificăm, dar nu știu dacă este. Domnul primar, facem ca o hotărâre de consiliu local. Nu noi vrem să verificăm. Nu o să fie nicio mai bine. Eu pot face o cerere de la anumite asociații și soldați care activează pe raza comunică. Un număr de. Dar nu pot să... Omul dacă vrea să-mi arăte, îl arăt. E o chestie confidențială. Mie mi se pare că se intervitează legea fiecare după cum vrea. Și nu-s de acord cu asta. Este obligativitatea fiecărui beneficiar de proprietate să-și asigure. În momentul în care ți se întâmplă, eu nu-mi asigur, dar merg pe aici cu mult mașina. Dacă mașina are legea, dacă mă găsești și poate. Păi, iar ce au, poți să circul cu mașina. Așa și aici, nu poate, deci te amendează. Ai asigurare la mașină, iar ce au, obligatoriu, că vrei tu să faci casă, nu vrei să faci casă. Dar atunci are PDL-ul ăsta, acum îl știi. Când vii la impozit, de cum o comisem? Să iau un calcul, dar trebuie să o fac, trebuie să... Dar o gândiți bine și noi zic, dacă nu se poate altfel, o facem într-o hotărâre de Consiliu Local și domnul Lorin când vine la impozit. Domnul Dan, ai plătești, da, adăm și o poliță, adim o copie după poliția PDL. Și el le adună. Și felul ăsta, într-un an de zile, avem, domnule, o statistică, fără nicio muncă suplimentară. Nu, dar aici am dreptate și doamna secretară că nu putea să-l obligăm pe om să-și facă asigurare. Nu, dar poate nu. Stai o leacă, e obligat omul să aibă PDL-ul. Atenție, dacă nu faci, înseamnă că trebuie sancționat. Corect, dar așa și
așa și... Păi, dar nu, dar nu, ți-a dat exemplu Ierceaului. Poți să mergi cu mașina fără Ierceaua? Știți care-i sancțiunea? Nu primește despăgubire pe casă, asta e înțelegeți. Bun. Și nici eu nu-l ajut. Și el o să ducă la televizor. Și nici eu nu-l ajut. Deci nu înțelegeți. Dar aici, 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 în casă, de față, vorbim de... Nu, nici eu nu-l ajut. N-are PDL-ul, nici eu nu-l ajut. Primăria are atribuții în domeniul ăsta? Nu. La control? Nu, nu, la control. Poliția de asigurare? Nu. Adică, cel puțin eu nu știu. Pentru cazul de față. Eu am întocmit documentația, am făcut o propunere, da? Dacă o fi nevoie mai prelungit, asta este nu, de nu hotărâm astăzi când dăm sub. La o rectificare, că apoi avem bani suplimentari. În bugetul pe care să-l aprobăm pe 2017 o să fie prinsă și suma, dar o să facem atunci, la timp respectiv, exact, a spus că sunteți de acord cu suma respectivă, cât de 6.000 de lei. Asta, avem cererea domnului Paul Gheorghe, expert în probleme cronice, în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Ați citit cererea, dumneavoastră își dărește, da, la 20. Da, am găsit. Expertul rom care lucrează și deci v-am transmis și raportul lui de activitate, da? Pentru a vă ca să aveți o idee. Eu n-am înțeles ce înseamnă de la 8 la 20. Ah, deci dumneavoastră este pe parțial, domnul profesor. Întâi a avut pentru 8 ore pe săptămână și acum 20 de ore calculate. Nu, 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 pentru că pe săptămână sunt, ba da, 40 de ore. Da. Deci cu teme parțial de loc sau parțial. Parțial se cheamă, da. În codul lui munce parțial. Bun, dar care sunt, de ce solicită el de la 8 la 20? V-am pus în spate motivarea. De ce cer? Nu, uitați, păi, aveți acolo. Eu trebuie să fac asta. Păi, nu, asta e raportul de activitate la general făcut așa. Au avut întâlniri cu nu știu ce familie. Câte familii? Care sunt problemele familiei ridicate? Cu profesorul. Nu, două secunde, eu să-l pun să fac un raport către Consiliul Local în care se justifice activitatea. Dar fac un raport de activitate la mine la instituție în cerere. Efectiv ce fac. Nu că fac la general. Să-l vedem și noi. Asta spuneam. Nu, el face, chiar are activități în zona acolo. Au participat și la, mă rog, la promintea asta de... cărți de identitate, deci de buletine, i-au luat, i-au adus, i-au... Nu, sunt și niște lucruri care chiar real le-au făcut și justificat și chiar s-au implicat în activitate, nu țin apărarea, dar... Poate are activitate, dar nu știu el acum cum s-au fost timid și nu știu să... Nu, dar o să-l pot să fac un raport, să aduc în Consiliul Local și să vedeți exact... Vreau să se prezinte, să cunoașteți. Așa... Avem o adresă de la Asociația GAL, la cetatea Tamasidava. Da, la cetatea Tamasidava. Nu face parte din GAL. Da. Deci, cum arată ce face parte din GAL, da. Ei ne-au transmis, procesul verbal pe care l-au avut cu ocazia adunării generale a ședinței. Aveți acasă și dumneavoastră hotărârea sau procesul verbal. De fapt, aici, la sfârșit, dacă observați, la punctul 4 în cadrul ședinței, s-a stabilit cuantumul cotizației, da? Tuturor participanților la această asociație. Comuna Râcăciun făcând parte din GAL. Să citim aici. A fost dezbătut în ședință cuantumul cotizației și a fost aprobată o valoare a cotizației de 1.500 de lei partener. Comuna Râcăciun este partener, da? Deci asta, de fapt, până la urmă și la urmă, asta, de fapt, este problema pe care trebuie să o aprobăm noi. Cotizația Comunei Răcăciuni. Noi suntem înscriși în GAL-ul, cetatea Tamasidava. Tamasidava, da. Care, nu, Tamasidava, nu-i Tamasidava, așa. De la Tamasidava. Care se fac parte, cam partea de sud a județului. Mă refer aici la Parava, Pâncești, Sascut, Orbeni, Cleja. Așa, fiindcă sunt într-un GAL, noi putem accesa și fonduri europene, putem accesa și proiecte care să vină în ajutorul comunității. De asta suntem constituiți, pentru că viitorul ăsta va fi. Deci nu individual, decât într-o asociație sau într-un GAL cu o speță cu sânge. Poftim? Ei fac parte din, în GAL, în GAL, în... Da, 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 în...
cei care reprezintă Răcăciuni, mai bine zis, în afară de unitatea administrativă teritorială ca primărie, sunt și părțile private. Părțile private au venit cu anumite firme. Da. Pentru care și domnule. De fapt, ce dorim noi astăzi, să, dacă pentru ședința următoare, să inițiem un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației. Asta era. Deci de asta v-am trimis acasă și ceea ce s-a discutat, ce au avut ei pe ordinea de zi a ședinței, pentru că făcând parte din GAL, noi trebuie să știm ce au discutat la ședința respectivă. Și dacă pentru luna următoare, normal, când faci parte dintr-o asociație, trebuie să aveți ușa-bis, la buget, asta este fi, la bugetul, din astea se întrețin, corect. Deci, pentru luna următoare, eu o să domnul primar o să inițieze proiect de hotărâre și atunci... Avem adresă. Ca și la DIP, ca și la DIS, un reprezentant al Consiliului Local. Cine este acolo? Domnul primar. Cum vede aici? Domnul primar, ați fost la sunteți cumva membru al primăriei. Și cine e reprezentat? Da. Ați fost la aceasta, doamne? Da, dar nu vorbesc din... Merg la fiecare ședință care se constituie la nivel de legal. Și o să vă informez ori de câte ori e un proiect, pe proiectul respectiv dacă s-a alocat bani, bugetul și mai departe. Deci nu, nu văd nici fel de problemă. Păi dacă tot dăm banii ăștia, măcar și tineretul nostru, sau să beneficiezi. Deci sunt la noi în comun, sunt 6 societăți, care privat, prin care și ONG-ul de la Calabria, care activează în cadrul galului și pot accesa fonduri non-agricole sau agricole. Dacă și noi ne bucurăm de avantajele acestei... Bucurăm și aici sunt bani care de acestei cetăți, atunci sunt de acord să le dăm 1.000. Era gal de bani. Și alții sunt bucuri de bani. Nu, dar gândiți-vă că toți cei membri care sunt acolo se discută într-un cadru normal, să avem parte echitabilă. Da, avem o adresă de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Legea 215 pe 2001 conferă administrației locale nu să înțelegeți mai atribuții de gestionare a serviciilor furnizate către cetățeni. Poliția locală, deci în sprijinul organizării activității de ordine publică, pe raza fiecărei activități, se poate organiza structură de poliție locală potrivit legislației în vigoare. Poliția locală activează în baza legii 155 pe 2010 și a hotărât de guvern 1332 pe 2010. În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică din cadrul Consiliului de Macro recomandă ca în bugetul pe anul 2017 să se aprobe sume necesare înființării, organizării și funcționării poliției locale în cadrul aparatului de specialitate al primarului sau ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică. Totodată, autoritatea solicită punctul de vedere al nostru, al comunei, privind aspectele pe care mi le-au prezentat dumnealor. Deci, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău este un organism cu rol consultativ, nu ne verifică, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Bacău și asigură prin activitatea sa reprezentarea și promovarea intereselor comunității pentru asigurarea unui climat de siguranță. Ne-ați primit adresa? Ați primit. Ba da, este aici. Da? Deci, ceea ce este important de reținut este că, într-adevăr, există bază legală care permite înființarea ori în aparatul de specialitate al primarului, ori ca organism cu activitate juridică, cum sunt ei înființați pe lângă Consiliul Județean, așa se poate și la Consiliul Local Răcăciuni, finanțat de... Ba da, că scrie. Cu personalitate și... Poliția locală este poliția, deci de anul dânsi, poliția locală a județului. Așa. Așa cu acestea sunt organizarea și funcționarea și înființarea este... Da. Deci ei nu. Nu dau. Nu. Am crezut că înființăm noi din bugetul local. Deci din bugetul local. Avem bani. Am mai discutat exact acea de supune cheltuieli și nu știu ce. Și în comparație cu bugetul pe care îl avem noi și... Dar nu, că trebuie înființate posturi, prima dată. Dar un referat pe care să... Informare în care să... Să le dați cu flit.
la cei de la corp și să spunem, domnule, noi nu putem la bugetul pe care îl avem, sumele dacă am o simulta cu două, trei posturi, nu se permite școala să-l bată. Deci pentru 2017, la adresă, în funcție de bugetul care îl avem și de cheltuielile care sunt implică acest serviciu, luați un exemplu cât salarizat în poliție și în sensare. Gheorghe de poliția locală din Nu, așa, avem o adresă de la cei de la Crucea Roșie. Care, dumneavoastră, de ce nu sprijin prin aceea? Imediat. Cei de la Crucea Roșie Bacău, România, de fapt, care creează pe raza Bacăului, pe raza județului Bacău, ne-au solicitat ca, și Bunitatea Administrativă Teritorială, dacă putem să-i sprijinim cu o anumită sumă de bani din bugetul local pentru susținerea activităților pe care le-au și care le desfășoară pe raza județului. Vreau să vă transmit că la orice, chiar dacă noi nu am plătit cotizație, nu am ajutat prin Consiliul Local anul trecut Crucea Roșie, ei au fost activi ori de câte ori fără să apelăm la ei. M-au sunat, m-au contactat, au venit cu mașini, au adus alimente, au adus ce au putut și ei din bugetul care l-au. Pentru că ne implicându-ne noi, ne implicându-se comuna, altă comună și alte zeci de comune, nici ei nu pot supraviețuiască și când ajung la un impas, și aici e marea problemă și aici le dau dreptate, ei sunt săritori și ajută populația care, într-adevăr, au nevoie. De momentele de pâine, de apă, de pături, de alimente, ce mai e nevoie. Deci ei au fost activi. De aceea eu personal, aș propune ca să ajutăm. Vedeți că aici, dacă ați primit adresa, acasă? Da. La un număr de locuitori, o anumită sumă de... Noi suntem încadrăm între 7.000 și 10.000. Un 3.000 de lei nu cred că ar deranja dacă am ajutat această fundație, pentru că fac lucruri pentru comunitate. Nu eu... Ei nu vor, ei vor totuși întocmirea unui contract. Deci ei ne trimit un model. Deci nu numai să-i bun, dar tot sumă. La momentul când să îngrupim bugetul, atunci discutăm și o să privind asocierea Comunei Răcăciuni cu Societatea Națională de Cruce Roșii. La punctul ăsta se aprobă aderarea Comunei Răcăciuni, dar și ca o cotizație anuală, da. Da, eu zic că, deci din ce am membru, personal, exact ce până acum, da. Cât am avut calamități, berendești, foc sau ce mai fost, ei au fost tot timpul prezenți. Cât au știut și cât au putut să ne ajute, da? Eu zic că e o chestie umanitară la care trebuie să fie solidar cu toți, nu trebuie să dăm înapoi. Că dacă considerați și știți, am eu personal vă spun părerea mea, deci și mulțumesc pe această cale că ne-au ajutat și ori de câte ori am avut nevoie, a fost sărită și ne-au ajutat și populația și eu. Deci, în principiu, dăm drumul la întocmirea documentației pentru aprobarea sumei de lei. Ați promis la ședința trecută, da, că vom întâlni cu directorul grupului școlar. Da, eu am reușit să post de pe... Da, am promis, dar n-am putut să mă țin de cuvânt pentru că au fost niște schimbări. Când trebuia să dea examen, când s-ar putea să nu mai fi fost, când s-ar putea și în momentul în care, da, momentul în care n-au avut o chestie certă, dar pentru februarie sper să nu se mai schimbe nimic, să rămână așa și o să vie și șeful de post, vine și domnul director. Da. Nu, e vorba de un raport, o informare, o cunoaște mai bine zisa persoanei directorului care activează domnul Ovidiu. Probabil s-a stabilit de acum cine e director, cine e... Este, se știe. Bine, dar ce prezinte, ce bani are, ce face, ce vrea să facă. Avem adică un coș niciun. Doar atunci când se prezintă bugetul, atunci să fie prezent și domnul director. Și așa au fost în fiecare an. Oricum o să aibă un raport, o să aibă ca și șeful de post. Șeful de post am discutat cu dânsul săptămâna trecută. Azi a fost o problemă personală și mă rugat frumos să vă îmbăiți, dar pentru ședința următoare să vină să... Vedem ce își propune pentru următorul an. Da. Așa, mai avem o adresă de a veni la DSV cu gripa aviară. Nu, e tot la asta, că lucru. Da, gripa aviară s-a instalat și la noi în Bacău. Și undeva aproape, aici, în zona vreo 10 km. Deci, chiar astăzi consilierii, dar... Ar poate anunțați, deci
să nu se mai lase libere gâștile, rațele, să se separe de găini. Am mai avut o... Nu, deci focarul de pipiare de pistar cu un comun la aici, de aici. Da, să vă zic domnul doctor Vasiliu. Da, 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 da. 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 Cine era mai de făcut la... Nu ar ridica o problemă cu privire la clădirile genurile astea care nu sunt îngrijite. Putem să inițiem un proiect de hotărâri pentru identificarea acestor clădiri. Cei care au... Există știu. Păi tocmai de asta vorbesc. Exact la asta mă gândeam și eu. Dacă am reușit cu Hanul, că era o mizerie infernală și acolo cum se știe. Poate dă Dumnezeu și Maica Domnului și cimitirul ăsta din Bectorul aici. Dacă îi duci în pun impozit până la 500% pe ea, ai luat ce vrei, dar măcar să-l determinăm într-un fel. Să facă ceva la chiar în primărie, în poliție, în dicență. 3 ani consecutiv, dacă îi luați așa. La teren, la teren. Exact. Mai mult. Și la imobilii. Păi nu, facem un regulament, este un regulament, sunt niște pași de urmat. Sunt locuințe care s-au dat pe paragină chiar de către proprietari. Și în special vreau să vă zic că de la Codreanu, stânga, partea aia, acolo vrem să facem un trotuar, să intrăm, să nu mai meargă copiii. Acolo este cineva, proprietar, și acolo are urmă. Plecați prin nu știu ce țări, am făcut adrese, avem chiar numai adrese făcute. Ce am putut să rezolvăm la Serafim undeva pe lângă Marta de Aconița pe acolo, am dat de persoana respectivă, curățat, rezolvat, până au venit. Sunt consilii locale, cum e Oradea, cum e Timișoara, care s-au implicat, au crescut de 5 ori impozitul, știți că legea așa spune. Așa este. Și i-au disciplinat. Da, păi trebuie făcut ceva. Eu revin și spun să cadă accentul și pe cimitirul ăsta din fața școlii numărul 2. Domnule, e lângă primărie, lângă poliție, lângă centrul comun, centrul civic aici. Și dacă ar fi oameni care nu... Care nu mai din capul lor, da, am înțeles. Băi, da, dar așa că știu că ei de culează și spune de noi. Și deci dacă eu vreau să faci adresul, să-i... Facem regulamentul. Exact. Facem regulamentul, în baza regulamentului, stabilim exact ce școală. Să faceți regulament. Da. Parcă regulamentul. Sunt vreo 6-7 idei care trebuie trecute acum în regulamentul ăsta și gata. Știți, am avut câteva puncte care... Hanu... Poate reușim. Poate reușim să se vadă frumos și oameni. Sub orice credință. E trafic european aici, frate. Da, și asta stă la nasul lor aici. Ne vede ne-doi. Da. Deci, în principiu, sunteți de acord cu regulamentul pentru... Să faceți acte de pentru bani. Așa, pentru Ducea Roșie, pentru domnul Gheorghiurca, pentru cetatea Transilvania și cu referitor la autoritatea de ordine publică. Aici rămâne să vedem... Să facem o corelare cu bugetul, să vedem dacă e diferit din fondul propriu să facem. Domnul primar, când începeți întocmirea și gândirea bugetului pe 2016? Când o să apară la... Eu așa l-am schițat pentru... Păi așa. Pentru noi. Dar nu pot să dau... Nu pot să dau, cum să vă zic, să vă dau o dată certă, pentru că nu știu cifrele și nu vă pot spune pe obiective mari, da. Sunt cofinanțările care avem pentru proiectele astea de la cu asfaltarea, de la ce am vorbit, Răcăciuni, Siliște, Dumbrăveni, Fondul Răcăciuni. Sunt la Casa de Cultură cofinanțările care deci, trebuie să fac o evaluare foarte bine pusă la punct ca să ating toate obiectivele astea. Și o să vă informez exact la timp cu ce, atât atingând toate sectoarele și toate localități, începând de la școli, cămini culturale, și o canalizare și o chestie. Canalizare, pe aia tocmai vreau să-l las de termine. Sunt obiectivi care... Suntem în al treilea mandat de când promitem canalizare. Nu promitem, noi suntem... Noi suntem prinși un master plan cu canalizarea pe Bacău. Până master plan 2007-2020. Cu atât nu mai spun mai mult. Deci, în funcție de ce bani au cei care finanțează master plan, atunci intră și noi la... Nu pot să suprapun. Nu, dar nu pot să suprapun. Nu pot să suprapun proiectele, ca să știți. Poate face și prin fonduri atrase. Da, dar nu pot. Eu sunt aprobat ca și investiție pe master planul de Bacău. Deci nu pot să mă suprapun dacă mă duc ca... aprobat, adică sunt luat acolo în baza de date. Nu, suntem aprobați ca și investiții.
Și în funcție de banii când? Care... Eu sper că anul ăsta, că așa ar fi normal. Și... Pentru că dacă ne vine aprobarea... Dacă ne trebuie să începem proiectul... Dacă ne vine aprobarea pentru canalizare, noi trebuie să vedem cu cofinanțare. Trebuie să vedem documentația. Și dacă nu avem banii pentru cofinanțare, am pierdut proiectul. A doua oară când a fost făcut dinainte. A doua oară după trei ori. Deci nu e un proiect mai amplu și nu e un proiect care să... Banii de trei ori. Aici. Eu o să vă aduc, eu să vă spun la blocuri. Ceva, fața adresă la blocuri. Aici mă poate răspunde domnul consilier. Nu, dar poți prins. La care am avut și eu acțiune cu dânsul. Păi și ce vorbesc cu ei? Păi cum să pot să fac? Nu pot să fac. Noi am avut ședințe, am avut întâlniri cu cetățenii în care noi, primăria, în care noi, primăria, eram în parteneriat cu asociațiile de locatari și cred că erau până acum făcute fațade. Dar din 20 și ceva de locatari sau cât sunt 10 pe o scară, n-au venit decât unul. Nu la asila toți. Dacă da, și 10 nu. A făcut el procesul de pas și întrebați-l că el a fost... Treci pe Europa 85, vezi, dita-i mai... Deci dacă facem lucrul ăsta cu regulamentul, cu... Da, da. Dacă aprobăm cu așa, impune, implementă și introduce și chestiile astea. Exact. Și mie, tot la fel, când vin la BND și vezi că o dată mai bine își fac asociații, ca să dar nu, nu că nu au fost bunăvoință, nu, ba care au plecat prin Italia, ba care au, așa, care... Nu. Energia asta verde, cum e? Și mai dăm... Haideți să informăm pe cineva, se poate, nu se poate, cum se face, să facă la instituții, la ceva, la primărie. Sunt ghiduri de finanțare. Pentru persoane fizice și unități, mă rog, administrativ teritorial sau cum sunt școli. Care, acolo ne putem ghida și ne putem orienta, dar tot la fel, cei care vor să depună, urmează pașii ghidului, urmează depunerile și așteptăm. Noi știți că am avut o inițiativă la nivel de Răcăciuni, în care au venit la primărie, au depus, au venit o societate în care s-a ocupat de documentații de asta, dar după care nu a mai fost finanțe. Și am rămas la și nu vreau să mă pun în postura omului în care veniți, depune și după care nu se finanțează. E problema la blocuri că dacă noi impunem regulamentul de ordine și disciplină pe partea aia de clădiri și ce o să fie, trebuie să ne asigurăm și un loc de depozitoare legului, care l-am mai discutat și am spus că o să facem. Fiecare bloc. Știți prea bine, fiecare bloc, la subsolul fiecare bloc, da, sunt nouă, da, aveți acolo, de 27 de ani acolo, l-au distrus, nu dumneavoastră, distrus și nu au avut, o tăie țevi, și-o curs toată mizeria acolo. Problema este că... Deci tot ne-ați luat. Poftim? Tot ne-ați trebuit. Da, nu. Fiecare bloc avea câte o boxă, câte o nișă, câte o chestie pentru fiecare apartament. Fiecare apartament avea boxă. Da. Vina nu este corect. Tot afară. Dar eu ca să dau afară trebuie să creez un spațiu, atât și ca, cum să vă zic, să fie ca aspect, să nu deranjez, să nu dăm voie la toate. Așa. Unde se pune, că dacă are... Deci nici nu o să ai. De, o să găsim, vedem, găsim un loc undeva unde, că mi s-a mai pus întrebarea că fiecare apartament să aibă un coteț. Nu fac cotețuri la ei, nu pun coteț la blocuri. Să adun șobolani și astea, că nu este igienic nici cu vedere sanitar. Pentru un garaj, pentru asta, da, o să vedem cum facem, găsim locul și o să vedem la fel. Că în primăvara acestui an, când vom prinde bani și pentru modernizarea spațiilor verzi de acolo, că o să vină cu iluminat, cu canalizare, cu absolut tot, acelei garaje, acelei care sunt să le modernizeze, nu poți stai cu... Nu, trebuie poziționat. Nu, sunt care, în speță, cum sunt la domnul, la doamna Culinaru sau la așa, alea da, sunt, acolo, da. E alt treabă, dar alea dat o față, făcut frumos, impus prin regulamentul care stabilit cu un acord. Da. Păi, cum e? Da, domnul viceprimar, data viitoare, vă rog frumos obiect, oferiți mie posibilitatea unui cuier să pun și eu căciul așa cum vreau. Deci, subiectul e depuizat, este plan de chestie. Venim cu el.